Bună ziua, dragilor și dragilor, și bine v-am găsit! După cum majoritatea probabil știți deja, eu mă numesc Ioana Goga și sunt una dintre membrele Asociației DRAM. Eu sunt actriță, scriitoare și regizoare, predominant de teatru, de origine din Craiova, dar stabilită acum la Londra. Astăzi, așa cum v-am obișnuit deja, o să avem un Q&A. Acum că știți câte ceva despre mine, cred că este momentul să vi-l prezint și pe invitatul meu de astăzi. El se numește Marcel Dorian și este actor, regizor, producător și scenarist, în special de film. Printre alte proiecte, Marcel și-a produs și propriul film de lungmetraj, Introspectum Motel, al cărui scenariu l-a și scris. Important de menționat este că filmul lui a fost foarte apreciat de critici, acesta a câștigat premiul pentru cel mai bun lungmetraj la Festivalul de Film Independent de la Toronto din 2020 și a făcut parte din selecția oficială a Festivalului de Film Independent de la Praga, tot în 2020. Bună, Marcel! Bună, Ioana! Mulțumesc mult că mi te-ai alăturat, mie și celor interesați. Și că ne oferi un pic din timpul tău în duminica asta, să ne spui despre proiectele tale și despre în ce constă produsul unui film de scurt sau lung metraj. Înainte să încep eu cu alte întrebări, mai e ceva ce ai dori să adaugi la introducerea deja făcută? Nu, doar să mulțumesc pentru invitație, îmi face deosebită plăcere să fiu aici și cam atât. Super, mulțumim mult! Apreciem și eu și colegele mele și sunt sigură că o să aflăm foarte multe lucruri utile pentru tinerii interesați. Sper, încerc! Bun! Ok, prima întrebare ar fi tu ce pregătire ai? Cum ai început cariera? Deci, pregătirea mea. Eu am terminat dreptul prima oară la Oradea. Am fost stagiar, am practicat un an de zile la o firmă de lichidări judiciare și am fost foarte nefericit. Visul meu a fost tot timpul să lucrez în lumea filmului, încă de copil, dar viața de adult te împinge în dreapta, în stânga și am ajuns să fiu jurist. Am scăpat repede de ideea de a fi jurist, nu mi-a plăcut și am început să iau niște cursuri la un teatru independent local în Oradea. Se chema Teatrul Independent Clandestin. Și acolo am avut prima oară tangență cu teatrul, cu textul, am început să scriu scenarii, dar cel mai mult de plăcere, nu că aveam ceva gând să fac neapărat cu ele. Și ulterior am dat la actorie la Cluj. Aici am început pregătirea profesionistă. După care m-am mutat la Londra. Eu între timp am scris cam 4 sau 5 scenarii în total în România, 3 de lungmetraj și 2 de scurtmetraj, un scurtmetraj care l-am și produs, l-am și regizat în 2010, actor amator caut de lucru, acesta este titlul filmului, și am mai scris câteva scenarii polițiste, thriller, pentru că astea îmi plac mie. Și primele încercări, n-au fost foarte bune. Cum se întâmplă de obicei, înveți și după ce am recitit un scenariu care l-am scris acum 12-13 ani, am zis, wow, Marcel, da, mai ai de învățat. Și înveți lucrând și înveți primind feedback de la alți scriitori, de la profesioniști, de la producători. Da. Asta ar fi povestea pe scurt. Am înțeles. Da, e o poveste foarte interesantă, mai ales partea cu reprofilarea și cumva că ai încercat să înfunzi cumva pasiunea asta, dar până la urmă tot a ieșit la suprafață. Mi se pare interesant că tu ai început pregătirea ca actor și cumva după aia, adică tranziția asta și la scriitor și spre a scrie scenariul de film, cum s-a produs? Adică a fost pur și simplu organic sau... Absolut, absolut organic. Ca actor, în timp ce ai audiții, unele le iei, altele nu le iei, dar ai timp liber. Până și pe platourile de filmări ai foarte mult timp liber. Stai într-un trailer 4-5 ore ca să lucrezi o oră.
Și acolo e mediul perfect să stai și să scrii. Și de fiecare dată când îmi vine o idee, chiar dacă nu fac nimica cu ea, doar îmi notez niște chestii, le pun într-un fișier, am o idee de o comedie, o pun acolo. Cine știe, poate peste o lună, un an, 10 ani, voi reveni la ea și o să lucrez. Și de câte ori am o idee, eu mă pun pe hârtie. La fel, când văd o locație care îmi place foarte mult, imediat fac poze și îmi creez o bază de date cum ar veni în cap. Pentru că nu știi niciodată când ai Da. nevoie. Și atunci imediat, pac, am locația perfectă, știu ce pot să fac acolo. Am început într-adevăr ca actor și asta este pregătirea mea profesională, dar regia îți oferă mai multă independență și libertate creativă, artistică. Ca actor, te duci, îți pui replicile cât poți tu de bine, după care vine regizorul și spune încearcă așa, fă așa, fă așa, fă așa și tu asta faci, pentru că that's your job. În schimb, ca regizor, tu ești cel care face regulile jocului. Tu știi exact ce vrei să obții și vezi în ansamblu tot proiectul, nu doar partitura care o ai. Vezi totul și atunci ai un mult mai mare control. Iar a fi producător e nevoie să știi să fii producător, să produci, pentru că mai ales la primele proiecte nimeni nu o să-ți arunce o geantă de bani în brațe, să zică ia de aici, ăștia-s banii pentru filmul tău, îți dau o echipă profesionistă care o să se ocupe de organizare, de contracte, de... Nu, va trebui să faci tu chestia asta și înveți. Din nou, citești aproape orice informație de care ai nevoie există pe internet. Doar trebuie căutată, trebuie vorbit cu oameni, furat de la alți artiști celebri. Ai văzut ceva într-un film, o locație, o chestie de cameră, o iei, o adaptezi la proiectul tău. Nu va arăta la fel, dar Tarantino, de exemplu, și-a făcut o carieră din a copia cadre dintr-un film, din altul, și filme de care n-a auzit nimeni, din anii 40, 50, japoneze, franțuzești, omul e enciclopedie de filme și știe și le transformă într-un alt mediu, le dă culoare. Da, și practic oricum, cât ai mai multe cunoștințe, cu atâta poți să-ți dai seama ce stil ți se potrivește și cum să îmbini diferite elemente. Absolut. Ce voiam să te mai întreb? Ok, deci ți-a venit ideea, te-ai inspirat din locurile unde erai, din filmări din care făceai parte. Cum ai făcut propriu-zis să înveți să scrii ca pentru film? Pentru că e cumva specific, adică ai ideea, dar Da, trebuie da. termenii. Da, este diferit. Eu cum lucrez? Eu lucrez oarecum atipic. Eu întâi am ideea și nu am niciodată nu am terminat în cap. Și o las organic să curgă. Și atunci scriu, de obicei în Word, încep să lucrez în Word prima oară, pentru că poți să arunci tot felul de idei. Absolut tot, bune, nebune, ce nu e sigur, schimb culoarea și un amalgam care dacă cineva s-a uitat peste chestia aia, zice, omul e nebun. Și îmi notez tot acolo. Nu are structură, nu are nimic în momentul acela. Doar scriu, scriu, scriu. Când am inspirație, stau și 6 ore, 7 ore și scriu. Bun. Cu timpul, într-o săptămână, o lună, oricât ar fi, încep să arunci chestii de care nu ai nevoie. Dar încă tot ai structură. Și atunci eu mut tot proiectul în Celtics. Eu lucrez cu Celtics, alții lucrează cu Final Draft, care practic te ajută foarte mult cu structura. Eu lucrez pe pe introducere, punct culminant și încheiere în limba română. Acum nu cred că așa se zice, nu știu, da? Lucrez pe 3 etape. Alții lucrează în 4, în 5, le împart în 2 și asta se poate. Eu așa lucrez. Și atunci le pun toate în Celtics, care este gratis programul, foarte ușor de utilizat și te ajută să-ți organizezi, să-ți pui interior, zi, chestia asta și după aia nici nu mai trebuie să le pui de fiecare dată. Ți le copiază, scrii I, țare, interior și la fel cu personajele. Îți oferă structura. La structura de 3 acte, Celtics zic că e cel mai ușor program de folosit.
Am înțeles. Asta e super, că chiar urma să te întreb de niște resurse și o să te întreb un pic mai încolo de alte resurse, dar asta mi se pare una foarte utilă pentru început. Că și eu am scris un singur scenariu de scurtmetraj în facultate, că am avut un examen în care trebuia să producem propriul scurtmetraj și cumva problema cea mai mare pentru mine era fix să învăț terminologia și să învăț intro, outro, chestii de genul, cum trebuie filmat, cum trebuie. Dar dacă zici că programul ăsta cumva te ajută foarte mult, mi se Da. pare foarte. Chestia, de exemplu, cum trebuie filmat, acum depinde. Dacă tu vei fi și regizorul scenariului, poți să pui chestii de filmat, dar în mod normal, notițe de filmare nu se pun, pentru că este meseria altui om. Deci ai deja meseria cinematografului, tu ca scriitor nu te poți băga să zici că camera face pan stânga, că poate că nu. Da. Deci, acum depinde. Dacă Și eu zic că în momentul când scrii scenariu, chestiile astea sunt un pic premature, pentru că nu cunoști locația. Din moment ce nu știi locația, cum va arăta, n-ai cum să știi că o să vrei să facă camera pan stânga sau dreapta sau zoom sau pentru că nu ai locația. Deci asta e deja următoarea etapă. După ce ai văzut locația, dacă lucrezi într-un studio sau lucrezi on location, într-un hotel sau într-o pădure, e complet diferit. Și de multe ori mișcările de camerele dictează necesitatea. De foarte, Da. foarte multe ori. Am înțeles, da. Da, cumva asta e, că eu, singura experiență e cu eu, știi, fiind ca Sergiu Nicolescu, regizor, scriitor, whatever, în rolul câinelui Sergiu Nicolescu. Așa am fost eu cu scenariul ăla, pentru că, na, era de la facultate și atunci bugetul fiind foarte redus, Da. cumva și task-urile îi veneau unei singure persoane, adică mie, Absolut. majoritatea. Înțeleg. Da, înțeleg. Bun, și care sunt pașii atunci? Deci scrii, ai ideea, scrii scenariu, acum știm că ne poate ajuta Celtics să facem asta mai ușor. Care sunt Bun. pașii următori în a te duce de la o idee la un produs? Eu de obicei, când sunt gata mulțumit de scenariu, dau la 2-3 oameni să-l citească. Pentru a vedea dacă îmi scapă ceva, pentru că ca scriitor te îndrăgostești de poveste și de personaje. Și de multe ori poți să nu observi niște plot hole-uri care sunt acolo și tu ești atât de profund afectat de scenariu că nu le observi. Și nu-și dai la altcineva și persoana respectivă scoate ghi, bă, aici nu se leagă nici cum chestia asta și, ok, te duci înapoi și lucrezi. Nu vei observa toate chestiile astea. Se întâmplă câteodată că numai la filmări îți dai seama că ceva nu funcționează. Dar e bine să ai feedback, cel puțin la două persoane în care ai încredere și nu trebuie să fie neapărat scriitori. Pentru că tu nu scrii pentru scriitori, tu scrii pentru publicul larg. Deci oricine care e un fan de film, care are niște cunoștințe despre film, cam ce constă logica într-un film, îți poate da un feedback, să-ți spună, ok, aici poate nu funcționează chestia asta. După ce ai făcut chestia asta, trebuie să știi care sunt punctele forte și care sunt slăbiciunile ca și scriitor. De exemplu, eu știu să scriu bine dialog, nu știu să expun foarte bine. Și atunci te asociezi cu un alt scriitor. Eu așa fac. Și atunci persoana respectivă, scriitorul, eu rămâne exact ce am scris eu dialog, se ocupă de partea alaltă, de introduce, de detalii, de a scrie. Eu mai nu lucrez foarte mult scriind în limba engleză, dar limba engleză nu este prima mea limbă. Și atunci ajută foarte mult chestia asta, să lucrez cu altcineva, cu un scriitor englez care știe exact să explice chestiile din scenariu cum vrei tu să fie. Și din nou, schimbi prin mail-uri, durează foarte mult procedura. La introspectul motel, cred că vreo 6 luni ne-am tot jucat. Până am ajuns la un scenariu care am zis că ok, ăsta ne place, la amândoi, suntem de acord, lucrăm la asta. Bun, doar pentru că e fain scenariu, nu înseamnă că tot scenariul va intra în film. Asta e o altă chestie care foarte multe lucruri funcționează foarte bine pe hârtie, dar nu funcționează în film. Dar deja asta este munca editorului, Am care va înțeles. ști să taie din film. Expresia se cheamă Kill Your Darlings,
Și sunt toate scenele alea care ție, poate că îți plac, că ți se par faine, dar nu ajută filmul cu nimica, nu oferă nimica în plus sau nu funcționează dinamica. E prea încet pe locuri. Nu e ok. Trebuie tăiat, trebuie scăpat de chestiile astea. Cam 15 minute din film, care înseamnă 15 pagini de script, au fost tăiate, de exemplu, în cazul filmului meu. Care e destul de mult, dacă te gândești așa. Da. Adică e un scurt metraj întreg, practic, care a fost tăiat din exact, metraj. Absolut. Deci termin de scris, ai terminat de scris scenariul, ai făcut chestia asta. Următoarea etapă ar fi să te gândești la locații. Dacă tu ești și regizorul și e povestea ta și vrei să te ocupi, ok, e timpul să te gândești la locație. Ce ai nevoie tu ca să spui povestea asta? Repet, dacă este independent filmul și nu ai bani, trebuie să ții cont și de ce sumă dispui. Că degeaba vrei să zici că vreau să filmez scena asta la hotelul la Abu Dhabi, probabil nu se va întâmpla. Atunci trebuie să vezi, să încerci să faci în așa fel, tot timpul când începi un proiect, să fii realist cu ce poți obții. Nu cred că vreun scriitor are sens să scrie un film epic cu efecte speciale și cu dacă vrea să-l și regizeze. Pentru că nu vei primi suficienți bani, milioane ca să-ți faci filmul. Deci încearcă să fii realist. Obții fonduri. În funcție de fonduri, din nou, pot apărea din nou modificări de scenariu. Ai avut nevoie de, nu știu, 300.000, dai numai 250.000, ok, ce pot să fac ca să adaptez la suma care o am? Pentru că orice proiect făcut e mai bun decât un proiect care e doar un vis. Da. Trebuie să te apuci de lucru, într-un fel sau în altul. Și te adaptezi la situația financiară, locație și după aceea te gândești casting la actori, echipă de filmare, echipă de producție. Sunt foarte, foarte, foarte multe elemente care intră într-un film. Dacă le-aș spune pe toate, probabil că aș descuraja foarte, foarte mult lumea, s-ar speria și nu s-ar mai apuca nimeni de film. De multe ori e mai bine să te apuci, să o iei la coaste un pic, așa, pentru că o să ieși bătut după un film. Cu cât ții mai mult la filmul respectiv, cu atât o să ieși mai bătut din situația respectivă, pentru că o să îți dai seama cât de multe chestii intră într-un film. Și cel mai important lucru ce zic eu este să te pregătești de acasă cât mai bine. Să-ți cunoști locația pe cât posibil. După ce îți cunoști locația, dacă tu vrei să regizezi, atunci deja te poți gândi. Camera, mișcare, un pic, poți. Dar, repet, ai actori care au ei ceva de adus la proiect. Care, după ce ai ales actorii, ei vor aduce viață cuvintelor care le-ai pus tu în scenariu. Și mișcările și ritmul și toate chestiile astea, cel mai probabil ți le vor dicta actorii. Tu poți să ai o chestie în cap ca regizor și e bine să o încerci, dar tot timpul oferă actorilor libertatea să facă cum văd ei scena aia, măcar o dată. Pentru că șansele sunt ca să fie mult mai bine decât ți-ai imaginat tu. Da. Acolo se întâmplă magia, cum ar veni. Când toate elementele sunt acolo, cameramanul e pregătit, nu mai lucrăm pe peliculă în ultima perioadă, toată lumea lucrează digital, deci nu se mai pun problemele că te costă nu știu cât ca să mai faci încă o dublă. Nu, fă! Fă duble, cât mai multe și când crezi că le ai pe toate, mai fă încă una. Asta zic eu pentru că am pățit că am crezut că am tot ce-mi trebuie, am zis ok, that's a wrap pe scena respectivă. Și când colo, ceva nu mi-a ieșit bine. Și atunci deja trebuie să faci compromisuri un pic ca să tai din altele. Dar bine, acum astea deja sunt, oricum, fiecare scenă are master shot, are mediu și are un close-up. Astea ar fi regulile generale. Când deja ești sigur pe tine sau ești absolut sigur că nu vrei close-up-uri, poți să faci o scenă foarte fine și fără close-up-uri. Dar atunci trebuie să ai cel puțin două masteruri bune, cel puțin două cadre medii bune, ca să știi că le ai, ca să știi, pentru că sunt greșeli, se pot întâmpla tot felul de greșeli, îți intră un boom în cameră pe care poți să-l scoți în post-producție
dar costă. Costă. Îți intră un câine, o pisică, o chestie în fundale, că nu te aștepți, un zgomot, care sunt foarte, foarte multe elemente care poate să dea greș. Deci cel mai important lucru este să îți oferi material cu care să poți lucra în postproducție. Echipa care o alegi este foarte importantă, să ai o echipă ca lumea. Probabil nu toată lumea are 30-40 de ani de vechime în domeniu. Să aibă viziune, să fie serioși. Pentru că degeaba ai un scenariu bun, degeaba ești tu regizor, să zicem că te crezi regizor foarte bun, nu poți să le faci pe toate. Și atunci e foarte important să ai echipă cu care să poți lucra, care să te înțeleagă, cu care să comunici bine și să te ajute să obții ce vrei tu să obții. Pentru noi e foarte important ca proiectele și concursurile noastre să fie accesibile pentru toată lumea, indiferent cumva de posibilitățile financiare sau tehnice. Și atunci, o întrebare pentru mine ar fi, dacă nu luăm în calcul partea tehnică, adică să avem echipamente foarte importante, foarte costisitoare sau foarte performante, care sunt cele mai importante elemente care țin de noi, adică cumva indiferent de partea financiară? Adică ce trebuie să ne asigurăm că avem ca să avem cât mai multe șanse să facem un scurtmetraj și reușit? Bun. Întrebarea este ce înseamnă un scurtmetraj reușit? În momentul în care vrei să ajungi la un festival undeva cu un scurtmetraj, de exemplu un festival internațional, pentru că dacă da, atunci oricât ai încerca să tai din buget, ai nevoie de anumit echipament. Deci, n-ai cum să faci cu un iPhone sau cu o cameră simplă DSLR dacă vrei să ajungi la un festival important. Și încă hai că la camere încă mai te poți juca. Foarte, foarte important este sunetul. Sunetul poate distruge un film. Sunt exemple concrete de filme, nu glumesc, cu buget de 200 de milioane în care nu se aud replicile actorilor. Și suferă filmul. Acum, dacă la un film cu efecte speciale foarte multe, încă se mai iartă. Dar dacă e un proiect în care contează foarte mult dialogul, foarte important să ai un sunetist bun cu un echipament măcar mediu. Un boom și separat microfoane. Orice sunet se înregistrează dublu. Și boom și... Pentru că altfel, plus la fiecare, eu aș recomanda ca la fiecare, mai ales dacă e un scurtmetraj, la fiecare scenă să se facă ADR, să se înregistreze doar separat replicile pe locație. Dacă le înregistrezi deja într-un studio ulterior, se pierde din atmosfera locației. Deci sunetul este foarte, foarte important. N-am știut cât e de important până n-am lucrat și eu la un lungmetraj. Cu tot restul, încă să zicem că mai poți să te joci. Dacă cumva camera nu ți-e așa profi, ok, încerci să faci filmul de parcă ai face intenționat chestia asta, de parcă ar fi un indie din anii 90. Îi dai efectul ăla, îi dai un color grading adecvat și zici că așa am vrut eu să fac. Cu aia te poți juca. Dar sunetul prost nu se poate justifica. Nu poți zici că pe așa am vrut să se audă nici cum sunetul sau să nu se audă actorii. Sau... Da. Deci acolo cu aia nu poți să faci compromis. Cu tot restul se poate. Se poate o face un pic. Dacă alegi să lucrezi, să filmezi afară, nu ai nevoie de așa multe lumini. Nu zic, e bine să ai măcar ceva să reflecte lumina pe fața actorului, dar se poate și fără. La interioare deja e o problemă. La interioare deja ai nevoie iluminatul de cameră sau ce folosim noi și vedem cu ochii că e ok, pe cameră nu dă ok. Are nevoie camera, are nevoie de mai multă lumină. Da. Dacă bugetul este limitat, atunci este foarte important să ai un scenariu bun. Foarte, foarte important. Pentru că
atunci se poate ierta orice. Dacă ai o poveste care e foarte, foarte bună și e scurtă și la obiect, nu o lungești, faci un scurtmetraj, nu îl faci de 20 de minute, îl faci de 10 minute, dar să conteze fiecare element care e acolo, atunci poți să lucrezi și cu, probabil, cu o cameră mai ieftină și să folosești un color grading care să justifice chestia asta. Da. Deci, cumva, totul revine din nou la poveste. Adică asta e punctul cel mai important. Da, dacă bugetul este mic sau aproape inexistent, atunci, repet, povestea. Povestea da. E foarte importantă, evident, actorii. Cu cât ai mai puține chestii, cu atât ai nevoie de ca celelalte elemente să fie foarte, foarte bune. Deci nu poți să faci compromis la tot. Dacă aș încerca să nu fac compromis la nimic, dacă aș putea. Am stat 2 ani la postproducție cu filmul meu. Deci nu-mi place să fac compromisuri, pentru că ca și creator mă doare când văd ceva care nu-mi place. Și observ greșeli care probabil cine se uită la film nu le observă, dar eu le văd și mă obsedează. Și da, dar oricum compromisuri va trebui a trebui să fac și lumea trebuie să facă, lumea filmului. Mai ales dacă lucrezi la proiecte independente, nu ai cum să nu faci compromis. Da, și cred că mai ales la început, când încă încerci să vezi, adică să înveți anumite lucruri, să faci anumite greșeli și atunci cumva mai bine toată faci lumea, greșeli, da. Mai... Da. Toată lumea face greșeli. Toată lumea face greșeli, dar de multe ori din greșeli se pot naște niște chestii foarte, foarte mișto. Da. Vreau să te întreb, știu că filmul tău e pe Amazon Prime, da. On Demand. Mai este și pe alte platforme de streaming? Pe Google Play, YouTube Movies și Tubi TV în momentul de față. Ai ceva sfaturi pentru tinerii noștri care se uită și care vor să facă parte din concurs? Cumva sfaturi pentru începuturile experienței de producător de film, mă rog, regizor, scenarist, toate cele? Da, în primul rând să scrie ceva ce le place. Ceva ce cunosc, ceva la ce s-ar uita ei, pentru că atunci șansele sunt să scrii ceva mai fain, pentru că cunoști, ești fanul genului de film. Dacă îți plac filmele de acțiune, fă un film așa, dar ține cont încă o dată buget. La acțiune, dacă nu ai buget, de obicei arată ieftin. Nu zic, se poate face și să nu arate ieftin, dar mai greuț. Dacă îți plac comediile, bun. Aia să scrii. Scrie comedie, scrie ceva amuzant. Dacă îți plac filmele horror, ok, și alea, bun. Dar scrie ceva ce îți place, să fii în stilul tău. Pentru că aia cunoști. Și tu ești și fanul tău. Dacă ești mulțumit, tu dacă îți citești scenariul și închizi ochii și îl vezi făcut în film, îți place? Sau nu? Dacă îți place, nu înseamnă că e bun, dar înseamnă că sunt șanse să fie bun. Sunt șanse să fie foarte, foarte bun. De aceea după aia obții feedback și faci toate celelalte chestii care le-am spus. Durează. Nu poți grăbi foarte mult un proiect. Dacă îl grăbești, va ieși așa. Va ieși făcut de mântuială. Îți trebuie timp să te pregătești. Ai scris scenariul, pre-production-ul durează. Te gândești, da. Organizezi. Nu zic, sunt într-adevăr concursuri de film de 24 de ore, de 48 de ore. De obicei acolo ori se înscriu oameni care au mai lucrat foarte mult la film și știu să facă ceva foarte, foarte repede. Dar sunt de obicei proiecte foarte scurte, 3-4 minute, nu mai mult. Dacă nu, durează. Și la un film de scurtmetraj durează să planifici totul. Cu cât îți iei mai mult timp, cu atât vei avea surprize mai puține când filmezi. Tot ce nu te-ai pregătit, toate greșelile alea, va trebui să te ocupi de ele în postproducție. Aici e deja o problemă. Mai ales dacă ascultătorii noștri sunt tineri, ei nu au acces și cunoștințe probabil de software-uri de postproducție în care să scoți digital chestii care ți-au ajuns pe ecran, care
să vă imaginați așa, faci shooting, deci filmezi cu 24 de frames per second, 24 de cadre pe secundă, să zicem. Dacă tu ai o greșeală în 8 secunde, tu 8 ori 24 de poze în Photoshop trebuie să modifici câte ceva ca să scoți chestia aia și durează foarte, foarte, foarte mult. Și o să petreci, te-ai grăbit să nu faci preproducția într-o săptămână, lucrezi 4 săptămâni după aia în post-production pentru o greșeală. Indiferent cât de bun e primul film, ai făcut un film. Al doilea proiect va fi mai bun, al treilea proiect va fi mai bun și în câteva proiecte, ghiși ce, lucrezi în film. Nu, să nu le fie frică de greșeli, greșelile te învață. Este o zicală că, nu știu exact cum sună, dar un campion a greșit mult mai mult decât oricare alt om. Voiam să te întreb înainte să încheiem. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezență și toate lucrurile super utile pe care ni le-ai împărtășit. Voiam să te întreb, există ceva resurse pe care să le poată accesa privitorii noștri? Ce, nu știu, dacă știi ceva, website-uri sau... Sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Și nu sunt greu de căutat. Acum, dacă sunt interesați de a scrie scenarii prima oară, repet, Celtix-ul este softul care e gratis, nu te costă nimic să-l ai și au tot felul de tutoriale. La scurtmetraje, ce pot să spun, dacă lumea visează să își vândă scurtmetrajul și să facă nu știu ce bani cu un scurtmetraj, nu se va întâmpla. Nu este piață de desfacere pentru filme. Nu zic că nu poți să faci ceva bănuți cu el, dar puțin. Pentru că nicio companie de distribuție nu se ocupă să-ți cumpere scurtmetrajul, să-l dea unde? La cinematograf? Nu merge. Pe Netflix? Nu prea. Amazon? Nu prea. Deci nu ai piață. Scurtmetrajele sunt exercițiu. Îți pui povestea și ce e bine acum în lumea de astăzi? Internetul ajută să poată fi văzut filmul. Nu vei face bani cu el, dar orice scurtmetraj poate fi văzut de mii, zeci de mii, poate chiar sute de mii de oameni, dacă e bun. Un film e muncă de echipă. Nimeni nu poate să facă singur. Dacă cineva vrea să facă tot singur, o să fie istovit și nu o să iasă ca lumea. E important să ai oameni pe lângă tine care să te ajute, prieteni, familie și după aia profesioniști care să te îndrume, pentru că altfel te lovești de fiecare piatră care puteai să o colești. De fiecare groapă, o să intri în fiecare groapă pe care puteai să o colești dacă ai avea pe cineva pe cine să întrebi. Deci întreabă, unii oameni te vor ajuta, alții nu și încă o dată, te obișnuiești cu nu. Când întrebi pe forumuri și sunt unele întrebări pe care unii oameni le consideră, a, uite-te și pe ăsta vine și îmi pune întrebări de astea, o să fie și de ăștia. Dar tu întrebi și întrebi și întrebi și întrebi până când cineva, numai ca să nu te mai vadă pe acolo, îți răspunde. Nicio problemă. Ai luat informația. Ești mai bogat. Cu tot ce faci, să faci în felul ăsta. Nu contează dacă nu așa, ok, dacă nu e acum, cum fac să fie da? Cum fac să fie da? Nu contează cum. Țelul tău e să faci un film, da? Asta e important pentru tine. Dacă asta e important, tot restul nu contează. Și pielea se îngroașe cu timpul și te obișnuiești cu refuzurile și tot o să fie cu timpul mai ușor și nu te mai sperii, nu te mai panichezi. La început te panichezi că nu ți iese ceva sau, uai, de capul meu ce mă fac. După o vreme zici, na, ok, și asta, ok, cum să fac să fie ok? Și o să găsești o modalitate să fie ok. Păi, mulțumim mult, mult. Cu mare drag. Și pentru timp și pentru generozitatea de a ne oferi toate informațiile astea. Mult succes cu toate proiectele tale viitoare. Și mă bucur că te-am cunoscut, mă rog, nu pe viu, dar măcar personal. Poate ne vedem atât și pe viu, cine știe. Da. M-aș bucura. Mi-a făcut plăcere.
Și ție la fel. Pa, pa. Pa, pa!